Să fie atenți Cordea și Companiu, nu mai îmi place cum joacă, da? Așa. Să fie atenți ca un locuitor pe măsură pe Miculescu și pe Omrani. A? Bine. Dacă nici Cordea nu joacă. Cordea îi ține de 3 luni de zile, el îi ține. Serios. Și acum Tavi, de când și-a revenit ultimele 3 meciuri, care chiar s-a cunoscut. Și-a revenit cu Rapidul, cu Craiova. Că a făcut meciuri foarte bune. Dacă nici Cordea nu mai e fotbalist. Adică ce să mai ce? Ne lăsăm sau ce? A? A? Deci așa a zis, așa a declarat. Să fii atenți ca un locuitor pe Omrani și pe Miculescu oricând. Că parcă au lăsat, nu-mi place. Companiu Harry la fiecare meci marchează. Companiu. Da. Da. Și golgetul echipei. Tu vezi echipa Bănel fără Cordea și Companiu? Nu. A? Ei sunt baza. Dar de ce să vii Robert cu declarațiile astea? Nu înțeleg, zici că se autosabotează. Andrei, eu nu înțeleg. De ce râzi acolo pe sub ochelari, ca să zic așa? Păi de ce sunteți așa de surprinși, de parcă ar fi prima oară când Gigi Becali declară... Aș vedea o echipa fără Cordea și fără Companiu. Tu o vezi? Nu, nu o văd. Fără ei în teren. Adică am înnebunit deja, nu? Și fără Cordea. Cu oamenii care sunt motoarele echipei. Cordea cred că e jucătorul cel... I-a ținut în spate, nu? Până acum nu-i vroia pe ăia care jucau, care nu jucau. Și înțelegeai, bă, ăla îl scoate. Bă, da, ăla dă gol de când a venit aproape meci de meci. Și Cordea i-a ținut în cârcă în ultimile 4 luni. L-a impresionat pasta asta lui Omrani. Cred că i-a plăcut că a jucat bine. Cred că i-a plăcut că a jucat bine Miculescu în prima repriză. Și de-aia zice că... Dar cum a declarat Leo Strizu, nou antrenor. Cordea cum ți s-a părut în ultimile luni, Bănel? Cel mai bun. Practic i-a dus în cârcă, nu? Și cred că toți sunteți de acord cu ce spun eu. Jucătorul care a fost determinat la echipă. Toate rezultatele pozitive care au venit, vin datorită. I-a ținut în cârcă, nu ce să mai... El ia mingea de la jumate, cum era Bănel. Unde da Mirel? Bă, pe Bănel, uite ce poate cu ei. Nu-l auzi pe Bănel ăsta, parcă ar fi frate tu. E frate cu mine. Hai, frate tu, n-am știut, scuză. Ați înțeles? Și asta spun, că într-adevăr. Dar poate și o formă de presiune pe care să o pună pe Companiu și pe Codrea, pentru că, ok, într-adevăr, meciul pe care l-a făcut Cordea ieri este sub meciurile din ultima perioadă. Da, păi da, dar unul din 15, Andrei. Bă, Andrei, nici Cordea cu Companiu, a jucat mai prost Cordea. Păi scot, ce faci, deja le-a răs degetul? Păi stai un... Păi da, dacă el așa își mânuie Enoria și n-ai ce să faci. Păi unii joacă prost de 20 de etape, Andrei. Asta e maniera lui de a conduce... De a-și conduce oamenii din subordine. Adică? Adică presiune. Cum ești puțin, îi se pare lui că ești într-un fel, cum a pus presiune pe tine. Uh-huh. A ieșit din turmă? A ieșit din modul lui de gândire, trebuie să pun presiune pe tine. Așa o gândește el. Acum să vedem dacă și ce rezultate are. Deocamdată, rezultatele sportive nu prea sunt. Bun, dar te întreb, e o declarație că prin care totuși iarăși te autodetonezi? Dom'le, atenție la Cordea și la Companiu, nu-mi place. Vedeți că să înțeleagă ca un locuitor pe Miculescu și Omrani, să fii atenți. Păi adică, ce, de ce face asta? Că totuși... Ai câștigat? Așa crede că va câștiga campionatul. Așa crede el. Deocamdată, istoria ne spune că nu a câștigat campionatul din 2015 sau 2016. De când era Gâlcă. Știi, pentru că e foarte greu când schimbi 10 jucători la 6 luni. E greu. Zim, dar nu înțeleg, Robert, de ce să faci declarațiile astea? Despre cei mai buni jucători ai tăi? Nici nu pot, adică nici... De ce să le dai la moral, la jucători? Știu că nu poate fi vorba de motivare aici. Da. Că-i motivezi. Că-s doi jucători. Nu, în primul rând sunt doi profesioniști amândoi. Hai că n-ai mai buni. Cei mai bun, plus că viața sportivă nu apare absolut nimic. Cluburi, da, sau nu îi vezi nimic. Nu, și de ce să faci asta? Te mănâncă? Da, cred că, nu știu, vrea să fie mai bine între ghilimele decât e acum, știi? Da. Dar nu știu, bă, ăla Companiu dă din toate pozițiile gol, e util. Că eu am mai spus că nu-l văd pe jocul stelii, dar e util. Aseară vrea să se ferească, îi bate vântul din spate, să lărgește shortul și o bagă în poartă. Mă, ce să-i cer unui atacant? S-o dea gol. Uite lui Lacu, bine, săracul, nu? Belgianul. Păi de n-a avut-o din toate... Companiu, dacă avea alea 4, dădea 5 goluri. Făcând o comparație și păstrând proporțiile. Bă, vrea ăla lui Lacu să ferește și lovește menisc și iese minge afară,
Al nostru vrea să se, al nostru FCSB-istul vrea să se ferească și îl lovește pe Cuta de la short, hop, și dă gol. Ăla Cordea aleargă săracul exact cum zicea Nicoliță. Aleargă ca el sau mai mult ca el câteodată. Intră în centru, dă la poartă, dă gol și în Anglia, în campionat îi ține, îi duce în brațe și îi le arăți nu iau pentru ce? Poate că vine Moș Nicolae.